Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem 3 silver chest. Începem cu primul. Avem 137 de gold, 2 cutremure și 17 firecracker. Mai avem 151 de gold cu 2 hell spirit și cu 17 barbarians. Și încă unul cu 144 de gold, royal delivery și barbarian hunt. Bun, mai avem aici un free chest. Ok, și mai avem încă un silver chest care are 149 de gold, 2 hell spirit și 17 barbarians. Bun, hai să donăm repede și vedem că am făcut deja 150.000 de gold și o să maxăm o nouă carte. Și hai să ne uităm, mai avem aici, mai avem 4 cărți rare și vom maxa cu tremurul. Ok. Am făcut de level 12 și hai să-l facem de level 13. Bun. Și acum avem și cu tremurul maxat. Mai avem nevoie de foarte puțin star points pentru a putea face și gold în o nouă carte. Dar mai e ceva până atunci. Haideți să începem cu meciurile din Preparation Day. O să luăm un Student Dead Battle. Hai să-i dăm drumul. Ne-a găsit un adversar. Hai să vedem cum ne descurcăm. Începem cu arcașele din spate. O să trimitem acum și mini PK. Punem și Valkyra aici. Să dau o rachetă pe acea muschetiră. Și hai să vedem dacă reușim să mai dăm ceva damage în acest atac. No? Doar acea rachetă și ok, o să avem probleme cu acel X-Bow. Hai să dăm un Eros repede aici. Și ieșim destul de șifonați din acest atac. Hai să vedem cum reușim să gestionăm în continuare meciul. O să punem aici un Hog. Trimitem și mini PK, o să pun și Valkyra undeva mai aproape de pod. Și o să dăm aici un freeze. Să vedem, scăpăm de acea muschetiră. Ok, și mai rămâne muschetiră în viață. Trimitem Hog-ul. Deci mini PK. Bun, scăpăm de X-Bow, dar tot nu reușim să ajungem pe tur. Hai să pornim un nou atac. De fapt, cred că o să dau rachetă direct. Da, mai degrabă așa și jucăm în apărare. Hai să vedem dacă reușim să-i scoatem acolo trupele. O să trimitem un mini PK. Dăm și un Arrows. Ok, și Adrat s-a targetat pe turn. Da, deja meciul e pierdut. Bun, avem prima înfrângere din acest preparation. Hai să luăm cărțile. Și hai să dăm un Double Elixir Draft Battle. Luăm Wizard-ul. Să iau Valkyra. Luăm gărzile. Să luăm balonul clar și cam atât. Hai să vedem ce ne-a picat și din alegerile lui. Ok, avem Cannon Card-ul. Avem Giant Snowball și Zepis, care... Băi, e o carte bună, mi-mi place. Îmi plac Zepisii.
Și probabil vom trimite... Hai să punem așa. Să pun Valkyra pe acel execuționer. Bun, dăm un Goblin Barrel pe turn. Dacă l-am fi pus un pic mai jos. Bun, și reușim să dăm o grămadă de damage pe turn. Hai să punem Valkyra. Scăpăm de acel Royal Giant. Mai dăm un Goblin Barrel. Da, și am doborât turnul din dreapta. Nu, din stânga. Trimitem un nou Cannon Cart. Să punem aici și Wizard-ul. Probabil vom pune și Valkyra. Și trimitem balonul pe partea dreaptă. Ok, hai să mai punem gărzile. Bun, și ne mulțumim cu acest atac. Acum o să ne apărăm. Hai să punem Zephyr aici. Și aș mai vrea să dau cu... Hai să dăm Wizard-ul. Spune Valkyra. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Trimis balonul acolo. Și hai să vedem cu Zepi dacă reușim să ne apărăm. Băi, și ne mai trebuie... Dacă reușim să-i dăm 1000 de damage pe King Tower, practic am câștigat. Ok, punem și Zephyr aici. Și spun Valkyra pe acei Royal Recruits. Trimitem balonul, o să dăm și cu Wizard-ul. Și ajunge pe turn acel ok, punem gărzile aici. Suntem un Giant Snowball. Și reușim să rămânem în viață cu turnul. Da, și doborăm și al doilea turn și obținem astfel victoria. Bun, avem o înfrângere și o victorie și haideți să obținem încă o victorie ca să fie un episod frumos. Bun, dăm din nou un Student Death Battle. V-am mai spus că îmi place foarte mult acest mod de joc și chiar dacă n-am avut noroc în meciul precedent, eu cred că vom câștiga de data aceasta. Bun. Trimitem Valkyra cu Mini P.E.K.K.A. Vom pune și Hog-ul. Și cu Freeza ar trebui să se rezolve tot meciul, dar probabil că el nu e în joc. Și reușim în mai puțin de 30 de secunde să luăm victoria. Bun. Avem o înfrângere și două victorii. Ok. Bun. Hai să luăm și reward-urile. Bun, am rezolvat meciurile din preparation și haideți să dăm și un meci în arenă. O să luăm un meci de 1v1. Să vedem dacă reușim să mai creștem. Am pierdut destul de mult de meciuri în arenă în ultima vreme. Și am scăzut destul de mult în trofee. Eram în Master 3, dacă vă amintiți, ultima dată. Dar între timp... Am mai pierdut din trofee. Bun. Am trimis acolo Hog-ul. Trimitem și Valkyra. Și cu un Freeze aici pe turn ar trebui... Trebuia un pic mai sus.
Trebuia un pic mai sus. Ok, vedem că are un mini P.E.K.K.A. de level 11. Wizardul de level 12. Ceea ce înseamnă că nu are un deck foarte puternic. Ok, o să vină și Ghost-ul pe Tesla. N-a venit. S-a întors. N-a apucat să lovească. Bun, stau aici un prieros pentru acei scheletoni. Și reușește, nu reușește nimic pe ca să dea în Witch. Spunem Valkyra acum pe cele două trupe. Și reușește să le elimine pe ambele. Bun, trimitem acum cașile. O să le pun pe amândouă pe partea stângă, undeva mai sus. Da, hai pe aici. Și nu avem de ales decât să dăm un friz. Și scăpăm și de acel mini P.E.K.K.A. Venise foarte periculos acolo pe turn. Dacă n-am fi pus frizul, probabil ne-am fi luat câteva hituri din partea lui. Ok, hai să punem Tesla. Mi-a scăpat acolo acel mini P.E.K.K.A. Intenția nu era să-l pun. Dar sper să nu ne coste meciul această greșeală. Să vedem. Ok, a scăpat acolo acel knight. Bun, îi dăm o rachetă. Spun și arcașele în spatele acestui hog, care reușește să dea un singur hit pe turn. Cu două probabil că ar fi toborât. Bun, hai să punem aici o Tesla, punem și mini P.E.K.K.A. Și vom da o rachetă pe turnul din stânga să fim siguri de victorie. Sau, mă rog, nu neapărat de victorie, dar să fim siguri că vom intra în prelungiri. În caz că ne doboară și el turnul din stânga. Ok, mai sunt 10 secunde. Să dăm un freeze pe acel hog. Și cred că obținem, da, reușim să obținem victoria și în arenă. Și mai câștigăm 29 de trofee plus acest silver chest. Bun, cam atât cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să dați un share. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!